Tinerii și migranții din municipiul Chișinău vor beneficia de suport financiar din partea autorităților locale în lansarea și dezvoltarea afacerilor. Edilul Capitalei, Ion Ceban, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă programul pilot Startup pentru tineri și migranți. Scopul este stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor și migranților din municipiul Chișinău prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile și susținerea creierii locurilor de muncă. Așa cum spuneam, sunt două instrumente importante prin care vrem să finanțăm acest program. Unul este acordarea de grant de până la 200.000 de lei pentru dezvoltarea, crearea propriei afaceri, dar în același timp suport tinerilor care deja dețin o afacere și au realizat o investiție din resursele proprii sau resursele creditare prin compensarea dobânzii, valorii dobânzii pentru ultimele 24 de luni în sumă maximă de 100.000 lei. Beneficiarii proiectului vor fi tineri, viitori antreprenori cu vârstele cuprinse între 18-40 de ani, care au viză de reședință în municipiu și doresc să deschidă o afacere sau dețin o întreprindere înregistrată în capitală de cel mult 12 luni. Contribuția financiară a solicitantului reprezintă cel puțin 30% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investițional. Domeniile prioritare ale programului sunt afacerile care vor desfășura activități de producere sau prestări servicii care conțin activități inovatoare ori își propun să implementeze proiecte de transfer tehnologic și de know-how. Este vorba de afacerile axate pe dezvoltarea industriei, tehnologiei informației și comunicațiilor, electromecanică, industria agroalimentară și horeca, industria ușoară, cea creativă, turism, sănătate și frumusețe, activități profesionale, științifice sau tehnice, eficiență energetică sau agricultură.